stimați respectatori, și bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Reușita. Ne aflăm în sala sportului Olimpia la nici 24 de ore distanță de la evenimentul care a marcat câștigarea pentru a 10-a oară de către echipa de basket CSU Asexov Ploiești a titlului de campioană națională. Și avem plăcerea de a-l avea alături de noi chiar pe antrenorul principal al echipei, Vladimir Arnautovici. Bună seara și bun venit la emisiunea noastră. Bună seara, bună seara. Mulțumesc. Iată, la ora la care emisiunea aceasta se difuzează, deja Dado este în vacanță, o bine meritată vacanță după un nou titlu, nu? Al 10-lea din ultimele 11 ediții. Din câte am văzut, ai fost și ca jucător, aici la Ploiești ai câștigat campionate și ca jucător și ca antrenor. Hai să o luăm așa puțin o incursiune în timp și să ne spui când ai făcut tu primii pași în basket și de ce acest sport și nu altul? Am făcut și la alte sporturile. Basketul am făcut cu 8 ani. Am avut 8 ani. Nu pot să zic că exista un motiv. Mi-a plăcut basketul. Ca și cum era toată gașca de la bloc sau de cum se duc toată lumea, mă duc și eu. Așa că am făcut și alte sporturi, chiar antrenamente, și de fotbal, și de polo, și de handbal, și de... M-am încercat multe, dar basketul mi-a plăcut totdeauna. Am avut un coș acolo în fața școlii. Probabil de asta, nu știu. Și eram un pic mai înalt decât alți și chiar... Aveai fără să mă arată îndemânare? Da, fără să mă arată cineva ceva, nu știu, mi s-a părut mai ușor decât alte polo, sporturi. De nu, dar am jucat și polo, să știți bine. Polo și handball chiar am jucat bine. Dar basketul chiar mi-a plăcut totdeauna, era prima iubire, cum să zic. Și așa am început și așa până azi. Și probabil până... ce să zic? Am început în orașul meu o echipă, Borat Banja Luka. Acolo am făcut toate selecțiile, de mic până am intrat în prima echipă cu 16 ani, adică eram cel mai tânăr. Încă eram cadet, nici senior, și am intrat în echipa mare. Am jucat acolo, când am ajuns la senior, am jucat 4 ani ca senior, dar în totalitate sunt de la 8-9 ani până 20, cum ar veni, am fost... Ia că mai bine de 10 ani acolo. Și acolo. Da, dar 4 ani ca profesionist, cum ar veni. Deci, în seniori. Și, cum să zic, din întâmplare și s-a întâmplat toate... Da, cum se zice, nimic nu e întâmplător în viață. Da, nimic nu e întâmplător în viață, așa e. Am plecat în Belgrad, am avut ofertă, am schimbat 2-3 echipe în Belgrad, Hemofar Vršac. Și anul 99, la sfârșitul sezonului 99-2000, am luat o hotărâre ca să încerc și eu undeva afară, pentru că, cum știți și voi, cum a fost 99 la Serbia, a fost bombardare și a fost o situație foarte, foarte dificilă. Și bineînțeles, în situația aia nu prea se gândește lumea la sport. Și noi care trăim din sport, Trebuie să facem ceva, că am ajuns în probleme, că era oprit totul din cauza bombardarelor. Și atunci eu, ca și mulți, am încercat să găsesc ceva afară. În România am venit din întâmplare. Așa că... Era mai aproape. Da, bine. Am jucat un turneu în Arad, țin minte bine, în Arad, cu echipa mea, care încă n-am plecat de la echipa, și era Lotul Național României și încă vreo 3 echipe. Acolo am vorbit cu antrenorul de la Lotul Național de atunci, mi-a făcut o ofertă, era mulțumit, așa, a zis că profil de jucător, cum sunt eu, are el nevoie în echipă. Nu m-am gândit că... Dar normal că am vorbit, hai că cine știe ce se întâmplă. Uite, s-a întâmplat, așa am ajuns în România, nu cu gândul ca să stau nu știu cât, da. Am ajuns, hai să vedem cum e. Și așa, primul an, a doilea an, a treilea an și 4 ani am fost jucător. A 4-lea an am luat primul titlu cu Asexov. Ai fost atunci și printre cei mai buni marcatori ai echipei, dacă ne aducem bine aminte. Da. Erai un specialist al aruncărilor de la 3 puncte. Da, asta a fost. Păi asta era poziția mea, poziția 3, cum ar veni, shooter. Și da, am avut, nu numai, toți 4 ani am jucat bine, chiar bine. Și
uite, așa se întâmplă, după ce am retras, am plecat acasă. Și eu am întors după 3 ani ca antrenor. Și până ziua de azi. Deci, știai limba română când ai venit nu, în România? Nu, n-am deloc. Știut niciun cuvânt. Niciun cuvânt. Niciun cuvânt în limba română. E prima dată am avut legătură ceva cu români, cu oamenii care, să zic așa, învârșați. Când am jucat la Hemofarm, ala e orașul care la granița cu România, acolo am văzut prima dată oamenii care învârșați jumătate români, jumătate sărbi. Dar nu, n-am știut limba sau ceva, niciun cuvânt. Dar mi-a plăcut și atunci oamenii, că cum a fost foarte ok, m-am înțeles cu ei. Și, cum să zic, de prima zi când am venit aici, nu pot să zic niciun problem. M-am avut înțelegere de la oamenii cu care am lucrat, oamenii cu care am stat. Deci foarte mulți prieteni în toată perioada asta. Așa că... Fiecare an era gândul, dar mai stau? Dar de ce se plec? Că e ok. Adică oamenii mi-au acceptat, n-am avut probleme, n-am avut... Și uite așa a trecut ani și ani. Cine era antrenor atunci la echipă, la Ploiești? Când am venit eu? Da. Păi a fost atunci, nu era Asesoft asta, dar era tot echipa din Ploiești, care era Vega Societ, a fost Costel Ioan, care a fost și antrenor la Lotul Național. Următorul an deja se transformat echipa, era Vega Asesop, deja Sebi a intrat cu anumit procentaj la sponsorizare și a treilea an eram Asesop, adică echipa aia care a venit, de fapt Vega asta a venit din București. A fost o fuziune atunci. A fost tot ceva mai complicat. Pe urmă ei s-a întors acolo, a rămas Asesoftul pur și la patrul an al meu, cum ar veni, am luat titlul de sezonul 2003-2004. Primul titlu, pot să zic, sigur, cel mai drag. Deci, aia a fost probabil cea mai intensă bucurie de atunci. Ce ai simțit în momentele alea? Îți mai aduce aminte? Deci, că mă duc aminte și cum se face piele de găină. Deci a fost, în primul rând, am avut o echipă foarte bună. Am trăit anul ăla greu, deci tot așa ne-a văzut toți în România, ca și cum suntem Dream Team. Eram buni. Era Tony Alexei. Nu erau mulți străini, că era atunci limit de străini 3. Și eram eu, Gialetic și Zecuic. Erau doi muntenegreni și eu. Dar am avut aproape toți de la Lotul Național României. Restul români erau din Lotul Național. Paul Helcioiu, Burlacu, care a venit la... El venise cu Siam de la Arad, cred că atunci. Da, dar Burlacu era din Germania și a venit în iarna. Deci n-a fost de la începutul sezonului, dar oricum, a venit la jumătate de sezon. Dar a fost de la Arad, Vereș, Otila Vereș, Levi Siarto, Rareș, ăsta erau toți de la Lotul Național. Tony Alexei, tot veniți de la Arad, Nicolae Toader, Constantin Păli, noi trei străini, Paul Helcioiu. Deci o echipă foarte bună. Deci când a venit și Burlacu la iarna, chiar a fost o echipă, pot să zic, cel mai bună. Atunci ne luptam cu Dinamo. Restul nu aveam probleme. Vă cam bătea atunci, din ce ne atingem. Da, Dinamo ne bătea anii ăia. Deci chiar am avut ură pe Dinamo. Contează Dinamo în acest sport. Și iată, după 2 ani de zile a venit și acea performanță uluitoare, câștigarea... Da, pe urmă a venit și câștigarea Eurocup, atunci s-a numit Eurocup, de fapt e cum ar veni al treilea da, competiție. Cum e azi Eurochallenge, da, exact. Dar oricum foarte important, ceva incredibil de important, 2005. Nu știu ce să spun, 2005 asta e un an și foarte bucuros, dar și foarte trist. Știți despre ce, deci în ianuarie 2005 Tony Alexei a pierdut viața cum a pierdut. Asta a fost foarte trist. În schimb, în aprilie 2005 s-a luat ăsta Eurocup, care, zic, rămâne anul ăla referință în istoria clubului. În istoria clubului, da, și românesc până la urmă. Da, și baschetul românesc, nu vorbim numai de Ploiești sau de... Da, că Tony a fost unul dintre cei mai buni români, baschetboliști români și... Nu putem să vorbim numai de Ploiești sau de Asesor sau...
Aici a fost și Mladen Ioici, antrenor, iată... Și Dragan Petrice, deci sezonul ăla... O filieră care venea din fosta Iugoslavie, să spunem așa, pentru că fiecare era dintr-o anumită zonă de acolo. Și am observat în sporturi, în Europa chiar, și antrenori și foarte mulți sportivi care au reușit și care s-au impus la echipe în Germania, adică în campionate serioase, provin din spațiul ex-iugoslav. Care ar fi calitățile care v-au impus, dincolo de această dârzenie care e caracteristică și poate specifică poporului de acolo? Să vă spun în primul rând, deci nu există un secret. La noi basketul e religie. Când zic la noi, vorbesc de tot spațiul fost Iugoslavie, dar cumva un pic mai mult s-a lucrat în Serbia decât în alte republici. Dar totuși fosta Iugoslavia a fost un program unic. De foarte mici a început școli de basket. Deci la noi fotbalul nu era niciodată primul sport. Putea să fie, era undeva la fel cu baschetul, dar niciodată fotbalul sus și baschetul jos. Nu. Erau la fel, ori baschetul peste fotbal. E foarte simplu. Poate am avut noroc cu oamenii care a condus atunci federația și, deci vorbesc de anii 40-50, când oamenii atunci, pe vremurile alea, nu era baschetul nici așa dezvoltat, nici nu s-a știut regulament. Oamenii care, cum ar veni, a creat o bază solidă pe care s-a dezvoltat. Da, pe care s-a dezvoltat formă, care oamenii care erau profesorul Alexander Nikolic, de exemplu, tot. Deci el e și la Hall of Fame în America, e de la, cum zice... Are stea. Da, are, nu stea, are, cum zice, asta, casa de oamenii care sunt, au merit incredibil pentru așa ceva. Și sunt mulți care au fost atunci, care cumva tot tineretul și gândirea așa pusă spre acolo, fiind și sârbi un pic mai înalți, mai solizi decât, nu știu, alte, adică multă lume poți să vezi pe stradă, mulți băieți, fete foarte înalți. Probabil și acolo am deci avut și un avantaj nativ. Da, un avantaj nativ, da, pentru sportul ăsta. Și uite așa, și pormă muncă și uite așa s-a ajuns că sunt foarte, foarte mulți jucători prin Europa și antrenori din Serbia, sunt americani și sârbi, majoritatea, adică dacă luăm toți străinii care sunt prin toate aia, sunt peste 80% americani și sârbi, și alții, pormă în 20% alea sunt alții. Dar, spun încă o dată, nu există secretul, a fost o muncă de copii mici, încep basketul cu antrenori care știu cum și adică cum se o să fie bine predat, nu după ureche. Bineînțeles. Și încă o chestie interesantă, la noi antrenorii pentru copii și pentru ăsta, sunt mai bine, cum zic, nu zic cotați, mai respectați. De exemplu, au și salariile mai bune decât antrenorii de la echipele de seniori. După părerea mea, și așa, normal. Și nu are risc sau frică cum au alții antrenorii de echipe de seniori sau ce. Tu nu poți să știi când o ți iese treaba, cât de mult poți să stai sau cât... Deci fiecare săptămână poți să te dea afară sau nu știu ce. Antrenorii pentru copii au un program care durează 7-8 ani. Și acolo 7-8 ani trebuie să facă. Acolo după 8 ani se vede rezultatul. Deci el, cum ar veni după 8 ani, poate să intre în pericol dacă n-a făcut treaba să schimbă cineva. Dar în 8 ani ăla nu... Este lăsat să facă, să facă. Da. Trebuie. Da. Aș vrea să-ți propun să luăm o scurtă pauză pentru un mic rupt de publicitate și ne întoarcem pentru partea a doua a emisiunii, ca să revenim și la ce s-a întâmplat în ultimele sezoane și mai ales în ultimul și ce va fi din vară încolo. Deocamdată publicitate. Societatea Comgaz din Ploiești are ca obiect de activitate distribuția de materiale din oțel, fiind furnizorul numărul 1 de țevi laminate din Muntenia. Depozitul nou și modern dispune de un stoc permanent de 4.000 de tone. Garantăm produse de calitate în orice cantitate la timp livrate. Pentru Comgaz, orice afacere e un parteneriat. Da,
Dacă nu ți este indiferent cum arată autoturismul tău, Spălătorii Auto Harold îți recomandă o strălucire impecabilă. Spălătorii Auto Harold vă asigură toată gama de operații specifice la standarde înalte. Spălătorii Auto Harold, prietenul autoturismului tău. Coralimpex, numărul 1 în activitățile de deratizare, dezinfecție, dezinsecție și tratamente fitosanitare, înseamnă calitate la standarde europene la cel mai bun preț. Seriozitate, competență și profesionalism numai la Coralimpex. Noile modele Volkswagen în Ploiești la reprezentanța Darius Motors. Doar în luna martie beneficiezi de prețuri speciale la vânzări și revizii auto. Darius Motors Showroom și Service Volkswagen și Audi în aceeași locație din strada Gheorghe Grigore Cantacuzino, numărul 291. Închiriază o mașină de la Kronos Car și beneficiezi de peste 200 de mașini noi cu livrare și predare complet gratuită oriunde pe teritoriul României. Kronos Car. Autoturisme noi și nebranduite. Reducere de 25% pentru orice rezervare online. Kilometraj nelimitat pentru orice vehicule. TVA și full casco incluse în preț. Fără taxe ascunse pentru rent-a-car. Telefon gratuit de asistență. Opțional PDA cu GPS la 3 euro pe zi. Transportul la aeroport gratuit. Kronos Car. Un rent-a-car cu acoperire națională. Laboratoarele ProWater Ecosystem oferă servicii de analize pentru ape uzate industriale, menajere și de răcire, dar și determinări de noxe profesionale în mediul ocupațional. ProWater Ecosystem. Respect și integritate pentru mediu, calitate și conformitate pentru ape. Societatea Comgaz din Ploiești are ca obiect de activitate distribuția de materiale din oțel, fiind furnizorul numărul 1 de țevi laminate din Muntenia. Depozitul nou și modern dispune de un stoc permanent de 4.000 de tone. Garantăm produse de calitate în orice cantitate, la timp livrate. Pentru Comgaz, orice afacere e un parteneriat. Am revenit la emisiunea Reușita. În această seară îl avem alături de noi pe antrenorul echipei de basket proaspăta, vechea, din totdeauna putem spune campioana României. 10 din 11, din ultimele 11 edițiile campionat au fost adjudecate aici la Ploiești. Așa cum spuneam, emisiunea se filmează la nici 24 de ore de la acest succes istoric pentru Ploiești, al 10-lea titlu, au fost și artificii aseară, lume poate mai mult decât niciodată. Ai văzut vreodată sala atât de plină ca aseară aici la Ploiești? Am văzut când, pe vremurile atunci când am început să, jucăm, nu era această tribună. Asta e. Deci la sala asta, cum s-a, aceasta, bine, când sala s-a făcut... Bine, sala era foarte plină și atunci, într-adevăr. Da, da. Dar când s-a făcut sala asta, cred că atunci... A fost recordul de asistență. A fost recordul, da. Cu siguranță. De când s-a renovat. Da. Spuneai despre ce se întâmplă cu basketul în Serbia și cum se pregătesc copiii de mici... aceste calități care, așa cum spuneai tu, 20%, 80% din străinii care evoluează în campionatele puternice din Europa sunt americani sau serbi. Da, păi am o, de exemplu,
Asta e o informație de la federația noastră, care există niște publicații, da. Au niște ziar, că federația, magazinele de-asta de basket specializat. Și acolo eu primesc asta, citesc, iese o dată pe lună sau... Printre altele chestii interesante, scrie și asta despre jucătorii care evoluează în străinătate. Deci o informație incredibilă. Deci vorbim de profesioniștii care a cerut de la federația noastră cartea verde ca să joace. Adică unii care sunt 3700 și ceva. Deci ceva incredibil. În toată lumea. Adică tot 3700 și, nu știu, 45 sau ceva de genul ăsta, jucători sârbi care a cerut de la federația cartea verde. Adică federația știe unde joacă și cum joacă. Fiecare, da. Deci e o cifră de... Dar, v-am spus, nu trebuie să se mirăm așa, pentru că există o lungă perioadă de timp, o muncă, tradiție, și așa se ajunge. Și din cantitate este calitate. Deci asta e. Deci toți copiii, eu nu știu dacă era cineva la când eram eu mic, n-a încercat măcar să joace basket. Nu știu dacă exista vreunul. Așa că multe școli de basket, multe și particulare și asta de la stat sau de la... Asta e, nu mare șmecherie. Foarte bine, în prima parte a emisiunii, basketul este o religie acolo. Da. Da. Atunci, asta spune încă tot. O chestie, probabil nu era așa dacă în același timp basketbolistii care a fost, vorbesc iar de anii ăla, 50-60, dacă nu făceau succese prin euro, prin cupe, campionate mondiale, campionate europene. Adică motivație? Normal. Deci atunci... copiilor să-i urmeze. Normal. Dacă nu erau succese, nu știu dacă se duc toți copiii așa. Uite cum e așa, cum a fenomenul aici în România, tenisul, care a fost și la noi. Fenomenul tot, deci l-aveți pe Djokovic. Când a început Djokovic să câștigă toate turnee, deci a nebunit toți copiii după tenis. Toți părinții după tenis. Știți, unii sunt realiști, alții sunt mai puțin realiști, dar nu contează. Contează că mulți copii acum joacă tenis. Așa și în România. De când a ajuns Simona Halep în finală de Roland Garros, și nu numai în finală, că joacă bine de... ceva timp. Ceva timp. Acum a început... așa a fost la noi cu basketul. Trebuie să fie și succes echipei sau lotul național sau ceva ca se prinde lumea, ca se copii, ca să au motivație, ca să ieși idole acolo, să uite la televizor și zice, bă, vreau și eu într-o zi așa. Aici e toată șmecheria, dacă pot să zic așa. Hai să revenim puțin la tine și să ne spui foarte sincer cum a fost trecerea din postura de jucător în postura de antrenor. Pentru că pe mulți dintre foștii coechipieri îi aveai acum... elevi, nu? Da. A fost greu să te impui? Care a fost, ce rețetă ai aplicat? Anul ăsta cu echipier, cine a fost cu echipier cu mine, era Burlacu și Levi. Înainte erau mai mulți, dar era foarte greu să mă... În primul rând, n-are nicio treabă jucător și antrenor. Deci, în punct de vedere, cum să zic, bine, normal, au aceeași chestie de basket, aceeași chestie care... Dar, mod de gândire, mod de comportare, deci totuși e total diferit. În momentul când am început să... Bine, eu am avut înainte cam... Eram eu de la tot timpul cu gura mare, ca să explic eu la cineva, deci multă lume mi-a zis, băi, știi că unii jucători în cursul carierei dau semn dacă... au o vocație de lider, vrei să spui. Nu, vreau să zic, dacă se vede unul care vrea sau o să fie antrenor, sau se vede altul care sigur nu o să se bagă. Deci sunt jucători, când eram jucători, mai înainte de meci, după meci, mai stăm de vorba, mai numai de asta, bă, cum putem, ce putem să schimbăm, care e treaba, ala. Și eu stăteam cu cine vrea să vorbesc. Erau unii care când se termine antrenamentul, el nu mai se uită. Deci era clar, ăla când termină cariera, nu o să se uite la meciurile. Era clar că noi o să fim implicați, cumva. Toată viața, că unii președinte, directori tehnici, nu știu ce, unii antrenori. Într-un fel s-a văzut că eu am pretenții, că tot timpul eram când eram jucător cu echipierii, cum se reacționam, hai să reacționam, eram așa, sărăm la capul la toți. Dar trecerea așa de la jucător la antrenor este foarte greu. În primul rând, cum se zic, am intrat
adică destul de tânăr, cum să zic, am, puteți să fiu jucător încă. Când am început cu, de la bancă, în primul rând mi-e greu să stau acolo și nu pot să fac nimic, adică stau pe margine și asta e prima chestie care e. Poți să ajut să mai dai un cost de 3 puncte. Deci, a doua chestie, trebuie să te gândești pentru 12-15 oameni cât ai acolo. Când eram jucător, nu mă gândeam numai la mine. Și îți făceam ce spunea antrenor. Și mi era mult mai ușor. Păi acum trebuie să mă gândesc la toți, cum e, ce e, care, adică cine aici se protejez, care are prea multe faulturi, care deci sunt aici multe e psihologie lucruri. Foarte importantă. Aici, pe lângă chestii care trebuie să-i veți ca antrenor, pe lângă chestii care sunt legate strict de tactica și de te... Aia oricum trebuie să știi. Fără aia nu discutăm. Așa că, încă o chestie interesantă. Apropo de ce spuneai tu mai devreme, aș vrea să te întrerup o secundă. Imediat după ce s-a terminat finala, pe prahovabusiness.ro am pus acolo un articol 10 motive pentru titlul numărul 10. Și unul dintre aceste 10 motive este legat chiar de tine. Și îi las și pe telespectator și pe tine, apropo de ce spuneai tu mai devreme, să descopere dacă am avut sau nu dreptate, apropo de ce spuneai tu mai devreme în ceea ce te privește. Să mergem mai departe cu www.prahovabusiness.ro și vedeți imediat despre ce este vorba. Da, nu știu nicio, dar... Păi n-aveai cum să vezi, pentru că el s-a pus imediat după meci și... Da. Ce vreau să zic? N-au trecut nici 24 de ore când noi stăm de vorba acum, chiar dacă telespectatorii se uită după o săptămână și la această emisiune. Da. Mulți antrenori buni prin Europa. Unii au fost jucători, alții n-a jucat basket deloc. Și acolo e dovada că nu trebuie să fii neapărat jucător ca să fii antrenor bun. Eu cunosc mulți care sunt foarte buni antrenori fără să fiu jucător vreodată în viață. Adică jucător profesionist, poate a făcut e ca copii și nu știu ce. Dar chestia că dacă ai fost jucător, poți să te ajute la anumite chestii. Știi, ai simțit în pielea ta ce înseamnă contact, ce înseamnă cum se gândește jucătorul, cum e. Aici poți să te ajute mult. Dar nu înseamnă dacă ai fost bun jucător, trebuie să fii bun antrenor. Aici nicio legătură. Avem exemplu poate și la fotbal, unde Hagi a fost unul dintre cei mai mari jucători care a avut această țară și nu a reușit ca antrenor deocamdată, cel puțin. Probabil succes, poate mai departe. Da. Haideți să revenim puțin de ce ai spus și cum a fost această trecere pe banca tehnică. Ce ai simțit când ai luat primul titlu ca antrenor? Păi, a fost ceva... Sincer, nici n-am știut ce s-a întâmplat. Atunci eram băgat în toată treaba asta. Eu am venit ca antrenor secund. Dar a fost secund mai puțin de 2 luni. Și după aceea s-a întâmplat totul foarte repede. Am primit de la conducerea, de la șefii, cum ar veni, asta a fost pentru mine un vot de încredere. O încredere enorm de mare, adică mi-a dat echipa în mână, eu care eram fără experiență deloc, adică afară și de 2 luni. Dacă memoria nu mă înșală, ai avut un meci în Cupa Europene cu Galatasaray, nu? Nu, am avut într-o... Nu, dar acel meci pierdut la un coș, practic, 81-83. Ăla a fost după un punct, am pierdut. Da. Deci ăla a fost după 2 zile imediat, dar vreau să zic că jucam Eurocup, atunci ULEB, dar am avut într-o perioadă scurtă, într-o 10 zile, vreo 5 meciuri. Deci, și dintre care erau 3 cupele europene, AOL. Deci totul s-a întâmplat așa... Nu prea ai avut timp să-ți dai seama ce nu prea se întâmplă avut cu tine, timp, da, să mă gândesc. Și a ieșit bine, am pierdut așa cu ultima secundă, nici o secundă, jumătate de secundă, cu Galatasaray, care era echipa senzație. Am bătut pe Girona acasă, am bătut... Dacă nu mă înșel, pe holandezii în deplasare, prima victorie a sezonului în deplasare. Hazevas Capitals, da. Adică am făcut treabă bună anual. Și când s-a terminat și când am luat și titlul, chiar era cum nu credeam. Nu credeam că s-a întâmplat așa. Pe urmă, la vară m-am gândit. Bine, era multă lume care nu prea atunci... Știți cum e, vorbele vin de asta. N-a fost întâmplare și nu se mai e. Și iată, întâmplarea s-a repetat de cât? De 6 ori, sincer, și eu am crezut că era întâmplare. Dar s-a întâmplat de 6 ori, nu? S-a întâmplat, s-a repetat 6-7 ori. Nu cred că e întâmplare. Nu mai e întâmplare. A fost și acel meci de poveste, dacă putem spune așa, cea dublă cu rușii de la,
de la Spartak Moscova, dacă ne aducem aminte. Atunci era, da, una dintre, cum zic, cred că cele mai dificile, dificile meciuri și calificările care vorbim. Una dintre cele mai frumoase calificări. Da, pentru că atunci am fost la meci cu voi în deplasare și chiar mi-aduc aminte în ultima secundă când au aruncat ei și mingea a picat pe inel. A fost, și toată lumea a sărit în tribună ca să se bucure. Nu, vorbim despre echipele care erau diferența mare când vorbim de buget, de tot. Aveau jucătorii care doi jucători aveau câte un milion și ceva salariu pe an. Și nu vorbim de lei, ci de dolari. Da. Timpul ne presează, ca la basket. Mai e, mai e, nu, da, nu putem, da, să cerem time-out aici, am la sfârșitul emisiunii, așa că trebuie să acționăm mai repede, să aruncăm mai repede 24 de secunde la coș, să avem atacuri mai rapide. Mai scurte. Mai scurte și întrebările și răspunsurile. Ultimul titlu, deci cel de aseară, dacă putem spune așa, a fost o finală oricum foarte frumoasă. Te așteptai să fie atât de echilibrat această finală? Bă, sincer, am așteptat să fie greu. Este Oradea, o echipă foarte bună. A arătat asta și anul trecut, și anul ăsta. Adică s-a ținut în top tot timpul, tot campionatul. Anul trecut a fost pe primul loc până ultima etapă. Anul ăsta tot așa, erau acolo sus, s-a terminat pe locul 2. Adică erau pe 1, pe 2, acolo. Deci am așteptat să fie strâns. Chiar așa, fiecare meci și așa, nu am așteptat. Și mai ales aseară, până când mai erau vreo 3 minute, încă... era până ultimele 3 minute, nu se știa nimic. Era egal, dacă stăm să ne... Așa că am așteptat meciurile grele, dar Oradea, într-un fel, mi-a depășit așteptările. Dar meciurile, ca meciurile, a fost foarte frumoase, spectaculoase. Și meciul aseară, care s-a terminat 194, e un scor foarte mare pentru finală. Adică în finală de obicei sunt cam punctele mult mai puține, pentru că e nervozitate, pentru că deci, nu prea... Deci stresul, poate apare precipitarea, presiunea. Miza mare, presiunea. Da, aseară chiar a fost, și chiar am citit toate comentariile și prin site-urile și lumea care s-a uitat la meci. Nu, a fost un meci foarte, foarte frumos. Dar la un nivel înalt. Ultima întrebare se referă la unde îți petreci vacanța și ce vei face din toamnă. Sincer, vacanța... mă duc acasă, dar nu, eu o să fac vacanță acum vreo 10 zile, după aceea pentru mine nu e vacanța. Eu trebuie să am niște seminarii de antrenori care trebuie să fiu prezent, mă gândesc la echipa, mă gândesc pe cine luăm, pe cine nu, ca cumva, adică nu o să fiu la antrenamente la Ploiești, dar tot în continuare muncesc despre ce facem în continuare, ce facem la anul. Cum... Ați stabilit deja când se reunește lotul pentru sezonul următor? Da, păi când se reunește vacanță? Lotul în începutul august, trebuie să fie totul pregătit. Și, deci, mă gândesc la cantonament, adică toate astea trebuie ce să rezolv. Ce jucători pleacă de la echipă? În momentul de față știi? În momentul de față nu pot să vă spun sincer exact cine pleacă, cum pleacă. Rămâne de văzut ce să... Sunt negocieri acum. Unii pleacă cu loturi naționale, cum e Lee, pleacă la campionatul mondial, cu Finlanda. Nu poate știu. Apare oferta acolo, cine știe. Păi, de la... poate apare oferta și nu putem și să să-l mai țineți la Ploiești. Bineînțeles. Așa că e prea devreme să vorbim despre asta, dar undeva în iulie o să fie clar tot. Așteptam și asta Eurocup, că Eurocup s-a scurtat anul ăsta. Așteptam și tot speram ca să fim și noi acolo. Dar nu, vedem pe, mi se pare, sfârșitul luna asta. Sfârșitul iunie o să fie de decizia. Așteptam și asta. Depinde mult și de decizia asta. Dacă suntem sau nu suntem în Eurocup. Depinde de și atunci stabiliți și strategia și totul pentru... Păi și jucătorii și tot. Exact. Normal. Mulțumesc foarte mult pentru prezența în această seară la emisiune. Și eu felicitări. Mulțumesc. Sperăm să nu ne mai vedem după încă 10 titluri. Că dacă trece timp mult prea mult. Vacanță plăcută și să fie reușite și în sezonul care urmează. Toate cele bune. Mulțumesc. Iar dacă stimați spectatori, vă mulțumesc pentru că sigur ați văzut o emisiune interesantă și ați aflat multe lucruri pe care cu siguranță nu le știați de la un antrenor care, iată, trăiește basketul în fiecare minut. Așa este sau nu? Și vă las în continuare alături de emisiunile Postul Nostru de Televiziune. Săptămâna viitoare, la aceeași oră, vă dau întâlnire la emisiunea Reușita. Până atunci, o săptămână plină de realizări.